din Transilvania sudică. Ea a fost realizată în mai multe etape, începând cu anul 1311, când au fost pictați pereții din apsida altarului. Ansamblul mural al acestei biserici este considerat printre cele mai valoroase picturi din România. Așezarea Sfântă Mărie Orlea este menționată documentar la începutul secolului al XIV-lea ca Villa Sancte Marie, în secolul următor devenind cetatea regală Sfânta Fecioară. În 1447 intră în posesia nobililor români Cândea, vechea familie gnezială din țara Hațegului, care a înălțat și acest frumos castel. Castelul de la Sfântă Mărie Orlea a suferit prin secole mai multe schimbări arhitectonice. Clădirea de azi, în stil baroc, a fost ridicată în 1782 și transformată în secolul al XIX-lea. Aici era găzduit și regele Carol al II-lea, când venea la vânătoare în zonă. La castelul de la Sfântă Mărie Orlea, socotit cea mai impozantă reședință nobiliară din țara Hațegului, încheiem incursiunea noastră prin acest spațiu ce reverberează viu și mereu proaspăt în sufletul oamenilor. Pentru mine, raiul începe de aici, din țara Hațegului, mărturisea preotul reformat de la Sfântă Mărie Orlea. Am rămas cu drag aici și aici vreau să mor. E un loc frumos și binecuvântat de Dumnezeu, se destăinuia preotul ortodox din Ostrov.